În Cyber City, capitala țării internet, poți face o grămadă de lucruri interesante și distractive. Să te joci online, să vorbești cu prietenii, să vezi sau să transmiți filme sau poze super amuzante. Însă pentru marea majoritate, vei avea nevoie de un cont personal. Pe acesta îl poți accesa folosind un nume de utilizator și o parolă. Parolele sunt extrem de importante. Ele sunt precum niște chei pe care doar tu trebuie să le ai. Astfel încât răufăcătorii de pe internet să nu-ți poată intra în conturi, să le folosească numele tău sau să fure informații importante despre tine. Dacă vei ține cont de sfaturile pe care ți le vom da în continuare, vei putea folosi Cufărul Înțelepciunii, un obiect magic în care poți păstra în siguranță parole mega puternice, pe care niciun infractor nu le va descoperi. O parolă puternică nu trebuie să fie ușor de ghicit. Nu folosi în ea cuvinte simple, precum numele jocului sau filmului tău preferat, ori numere consecutive, precum 1, 2, 3, 4. Și nu! Cuvântul parolă nu este deloc o parolă bună. O parolă bună trebuie să fie mai lungă, de cel puțin 8 caractere, și mai complicată. Amestecă în ea litere mari și litere mici, cifre și simboluri. Parolele pot fi amuzante. Dacă ți se pare greu să ții minte parole complicate, atunci de ce să nu faci din ele un joc? Scoate primele litere ale fiecărui cuvânt dintr-o propoziție amuzantă creată de tine, pe care să o reții ușor, și introdu numere și simboluri. De exemplu, din propoziția Iepurele și pisica au văzut două filme la cinema, vei obține această parolă mega puternică. Mai bine așa decât să-ți notezi parolele pe foi, caiete sau în orice alte locuri în care și altcineva poate să le găsească. Nu folosi informații personale în parole. Acestea nu trebuie să includă numele tău, data nașterii, numele părinților, numărul de telefon sau orice alte date personale pe care le-ar putea ști ori ghici și alții. Parolele sunt secrete și nu trebuie spuse nimănui în afara părinților tăi. Chiar și cei mai buni prieteni ar putea fi tentați să facă o glumă pe seama ta și să le folosească pentru a accesa conturile tale, pretinzând că ești tu. Nu folosi aceeași parolă peste tot. Este bine să ai una diferită pentru fiecare cont, indiferent că vorbim de jocuri, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok sau e-mail. Gândește-te că mașina părinților și casa au chei diferite. Dacă o pierzi pe una sau ți-o fură cineva, răufăcătorul nu va avea acces peste tot. La fel este și cu parolele. Nu uita să le spui și prietenilor tăi despre sfaturile grozave din toate episoadele Cyber for Kids, care vă vor da super puteri împotriva răufăcătorilor online. Cu cât suntem mai mulți super cyber eroi, cu atât e mai mare distracția!